regizorul filmului Carbon. Trebuie să aleg între da și da. Simți un pic de naivitate în acest film? Eu neavând școală de film, nu am uh, alte instrumente cu care să operez când lucrez decât actorie. Acum nu m-aș mai puca încă o dată să fac așa cum am făcut atunci. Câți bani ai dus de acasă? Riscați amendă de 67.000 de lei. Am dormit mai mult decât acasă. Săreați pe geam? Și de asta m-am dus din teatru. Pe lângă asta că ești un regizor bun, tu ești un șofer de calitate. Roma și nu. Eu întotdeauna am fost conștient că din actorii nu o să faci bani și eu o să trebuiască să mai fac altceva. Când mergeam o, -o cicleta lui om prin sat, <laughs> <laughs> cu ceria <laughs> toți fetele de la stadion, ai luat bătaie uneori. Și cu vărguța, și cu mătura, și cu așa ai discuturat cu și... Sergiu, să auzi asta. Da, eu în viață cu omul ăsta n vorbesc. Ai zis borș, m-am gândit la Ion Borș. <laughs> Hai cu borș mă un borș, nu beți la volan. Bun găsit la un nou podcast, astăzi vorbim cu Ioan Borș, probabil l-ați auzit în ultima perioadă tot mai multe despre el, tot mai multe și mai multe. Eu l-am cunoscut personal pe Ioan acum 12-13 ani, când împărțea colete, vorbim pe parcursul podcastului și se înțelege cum, de unde, până unde. Ulterior, l-am văzut la Academia de Arte, atunci pe când era student, iar azi mă bucur să-l știu, regizorul filmului Carbon, despre care auzim lucruri doar de laudă. Salut, Ioan! Salut și mulțumesc de invitație! Eu mă bucur să ne revedem în această formulă. A trecut ceva timp. Ești invitat din emisiune în emisiune acum. Te simți mai plin de sine, mai vedetă. Nu, no, nu mă simt nici cum. Îmi dau seama că. E vorba de o perioadă în care sunt solicitat, cu și această perioadă o să și o să revin la normal. Adică pentru mine aceste interviuri fac parte din lucru asupra filmului, asupra vizibilității lui și, și atât. Nu mă face să mă simt nici cum altfel. Din contra, eu un nici um, um, nu știu cum să-i spun. Ai un, mai multă un, responsabilitate? Un lucru în plus care trebuie să-l mai fac pe lângă toate cele care trebuie să le fac dar mi-l asum și vin cu drag. De ce se întâmplă că suntem mai mediatizați atunci când este un produs, dar uitați în timp atunci când lucrăm asupra lui? Crezi că asta e ceva normal? Da, da, cred că e ceva normal. Oamenii sunt curioși să afle lucruri despre ceea ce se întâmplă aici și acum și atâta timp cât nu ești activ sau nu vii cu un produs sau depinde din ce domeniu faci, nu, nu ești vizibil. E o chestie, Adică e o practică pe care eu o percep normal. Dacă ea e normal sau nu, n-am făcut studiu de, de casă. <laughs> să știu. Acum patru ani, când ai început de fapt să lucrezi asupra filmului, nici nu te-ai gândit și nici nu ai bănuit că el va fi înaintat la Oscar. Uh -huh. Cât de mult râvniești să ajungi aici? Uh, nu știu, eu încă nu iau, un, uh, nu iau atât de serios chestia asta cu Oscarul. Știu că este până când înaintat doar din partea Republicii Moldova. Desigur că noi facem tot ce ni se cere pentru a fi film acolo, pentru a-l promova, pentru. ne ocupăm de tot, nu, nu l-am dat și stăm și așteptăm, dar nu am mari așteptări. La fel cum nu am avut nici cu, cu filmul când l-am început a face. Dar crezi că te aștepți mai puțin, atunci vine mai mult? Nu știu, nu, nu cred nimic, nu n-am chestia asta, eu fac tabără din cei care nu așteaptă și hop se întâmplă sau din contră care are așteptări și se, se întâmplă, e bine, nu se întâmplă, tot e bine. Filmul Carbon nu este pentru tine și o școală de marketing? A... Cumva ai început și această strategie, promovare corectă? Nu, nu neapărat pentru mine, nu fac, tot, nu, nu, fac eu tot marketingul, marketingul pentru film. Este, sunt niște băieți care se ocupă de asta, este agenția Profile care se ocupă și își -și fac treaba foarte bine și mai venim și noi cu Sergiu, cu mătrâncă cu idei și cu propuneri cum putem îmbunătăți vizibilitatea sau activitatea firmului mai departe, dar în rest în mare parte se ocupă ei de asta și o fac foarte bine. Cum te ajută actoria și în marketing și în calitatea ta și funcția ta de regizor în acest În marketing film. deloc nu mă ajută, că nu mă ocup eu de asta. <laughs> nu. Dar oricum vii cu idei, tu singur ziceai. Da, da, și probabil ideile care tale sunt că... sincere. Aportul care îl fac ei și ideile mele, cred că e așa, adică nu, nici nu mă bazez foarte mult pe asta, ei chiar știu să-și facă treaba mult mai bine decât noi. În rest, în, în ceea ce fac, mă ajută, doar, doar asta și mă ajută, cred că de acolo și eu neavând școală de film, nu am alte instrumente cu care să operez când lucrez decât actoria și în, în tot mă ajută. Eu, eu m-am luat cu filmul tău și am uitat ce este important. Un bun venit, eu mă bucur să te revăd după mult timp și, și într-o altă formulă. Și la un pahar de vin. Pentru succesul tău. Mulțumim. apropo cu această ocazie am să-ți dau și eu uh, uh, un vin spumant este un cadou din partea mea am înțeles că asta este tradiția și încercăm să o păstrăm mai departe uh, ce frumos când se păstrează <laughs> mulțumim, mulțumim și o să ne gândim la tine, apropo când mai privim o dată filmul <laughs> îl deschideți și analizați <laughs> mulțumim, o să avem uh, grijă de mult s-a implicat Olga în filmul Carbon. I-am citit probabil toate drafturile de scenariu, am văzut toate zilele de filmare și are îmi dă feedback mereu și încerc să țin cont de el. Nu te-ai gândit să o implici în acest film? Uh, Sau nu ai văzut-o. Nu, cu siguranță nu m-am gândit să o implic pe ea. La un moment dat era un rol care nu găseam actriță și se potrivea. Dar exact atunci era însărcinată și nu nu putea să să joace rol. Dar nu m-am gândit din start că, uite, fac un film și -am, și am să o implic pe ea. Dacă va fi cazul, o voi implica cu siguranță, dar dacă nu, nu. Faptul că tu te-ai apucat să faci regia a fost uh, surprinzător și pentru tine? Uh -huh. cum, uh, cum a fost asumarea acestei responsabilități? când toți au întors privirea spre tine, că Ion poate te apuci tu, că ideea ți aparține. a fost a fost de nevoie. Deci nu eram în ipostaza când să aleg între da și nu. Era ipostaza, trebuia să aleg între da și da. Nu puteam să, să zic nu și am mers înainte. Desigur că regia implică foarte multă responsabilitate și când zic responsabilitate nu este vorba doar despre tine, ci despre toată echipa atât de creație cât și de echipa tehnică și de producție. Și așa, m-am speriat așa un pic de la început, dar încet cu încet o am am încercat să fac față. Care a fost momentul care, nu știu, te a dat peste cap? Un moment în care tu ai zis că, e... băi, aici e mai serios decât eu m-am gândit. Dar îmi place când aș așteptați voi momentul și ala care e crucial. Nu știu care a fost, eu cred că știu, multe au fost. Bă, Probabil la, la capitolul, că mi-am dat seama că e mai serios decât mi s-a părut, este la capitolul producției decât la regie. Nu că la regie nu era greu, era greu, dar faceam față, dar au fost momente când ne-am pomenit în producție că aveam datorii foarte mari, nu puteam face față împreună cu Sergiu și, atunci mi-am dat seama că e mai greu decât mi-am imaginat de la început. Câți bani ai dus de acasă? Toți. Toate economiile voastre da, sau Da, da, salariul soției, a lui Olga, indemnizațiile lui Leo, toate. Și n-a sărit nimeni în cap la tine. No, Olga no. nu s-a supărat. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Noi vorbim despre asta și, și e ok. Și a asumat că mâncăm azi fasole în loc de carne. A fasole, asta e sărbătoare. E sărbătoare. Am da. <laughs> da, bună, bună idee. Acum mai rar se întâmplă. Dar înțelegem cât de delicioase sunt. Da, da. Se întâmpla în timpul filmărilor să vină mama sau Olga cu mâncare Măncați copilaj. Nu. În primul rând, noi am filmat tot în afara orașului, destul de departe de Chișinău. Uh, Olga, atunci, exact, atunci, născuse cu trei zile înainte de filmare, Ea era cu copil, primul copil, uh, era destul de greu. Uh, mama, la fel, are lucrul ei, nu? Bun, eu nici nu țin atât de aproape de ceea ce se întâmplă uh, în materie de lucru meu ca să știi că trebuie să vină cu. Adică încerc să rezolv lucrurile singur, fără ei. Băiat independent. Da. În mai multe interviuri, tu vorbești despre filmul tău, eu zic să ne oprim și să vorbim dacă tot suntem la capitolul creație, familie. Cum ai cunoscut-o pe Olga? Am cunoscut-o la Academie de Arte, unde am învățat împreună. Ea eram anul 4, ea era anul 2 la un festival de teatru acolo ne-am întâlnit. Adică, bun, noi ne știam de, de mai mult timp, de acolo așa s-au aranjat stelele că acolo ne-am îndrăgostit. V-ați îndrăgostit? A fost dragoste la prima vedere? Clar că nu, dacă ne știam de doi ani de zile. Așa frumos, pur și simplu, ai zis, ne-am îndrăgostit și m-am gândit că a fost... Uh, păi tocmai acolo ne Tunet dat și seama. <laughs> Tunetul, da, a fost peste doi ani. Până atunci, așa, eram... Ce face Unica? Ce face Olguța? Bine, pa! Vă întâlneați la cantina de la Academie? Da, mâncam borș împreună. Tot la borș ajungem. Tot la borș. <laughs> la cantina aceea Natalia. face minuni, eu o da, știu. networking-ul se întâmpla la doamna Natalia, la, la bucătărie acolo. Pe datorii, tătira. Pe datorii. Nu aveai bani? În studenții, tu ai avut bani suficienți? Îți uh, permit? Da, ok. Da, da, nu eram chiar cu ultimii doi lei în buzunare. Adică erau, erau și așa zile, dar de obicei aveam. Cine cumpăra borș? Tu ei sau ea ție? Nu, dar eu cu ea, noi când ne-am început a întâlni, eu deja absolvisem, era sfârșit de... Era pe sfârșit de an, eram în primăvară, pe atunci, pe 16 aprilie. Ziceai tu că nu ții minte detalii, dovadă. Dacă de ți în minte. Ții, ții minte. Aprilie după asta a venit în mai ziua ta și lucrurile s-au legat da. Așa, da, da. cuață cuață albă. Când erai în academie, aveați diferite examene, spectacole, cum se întâmplau momentele acestea de creație? Cât timp se întâmpla că poți stai după culisă ca să ai un produs bun? Asta s-a întâmplat 10 ani în urmă. Stăteam jumătate de an când începeam un spectacol. Stăteam mult, stăteam după ore, stăteam, repetam noaptea, E că aici vreau să ajung dacă ai dormit în Academie. Da, foarte mulți actori au făcut asta. Am dormit mai mult decât acasă. În Academie? Da, da, da. Aveați acolo pat? Mult. Era da, tot da, da. organizat? Și pe pat, și fără pat, și pe scenă, și pe scaune, tot am dormit. Și în alte clase, și pe coridor. Într-atât erai dedicat acestei meserii sau acestei pasiuni pe atunci? Da, așa era, a fost așa o perioadă. Da, nu se întâmpla seara să fiți alungați în academie? Acum nu se mai permit, cel puțin. Era, era, da. cu doamna Angela ne înțelegem. Săreați pe geam? Nu, no, nu, nu, ne înțelegeam cu ea, ne permitea să intrăm. Am sărit și pe geam și pe la doilea etaj am intrat. toate, pot să vă arăt toate intrările la academie, care nu le știu oamenii de la recepție. Numai ca să dormi în academie. Asta era o plăcere ca să dormi în academie? Sau mai mult o necesitate? Asta era holiganism din partea noastră. Noi terminam orele, ne duceam undeva seara, mai stăteam, eu eram din bacioi, n-aveam ce ajunge acasă, vineam, dormeam la academie. Câteodată chiar lucram toată noaptea, noi am avut un spectacol kebab, care l-am făcut cu colegii mei singuri nu cu profesori și era programul atât de încărcat la ore că unica posibilitate de a repeta era după ore, deci după orele 10. Și noi terminam orele pe la orele 10 și până la 11 ne pregăteam și de la 11 până la 3-4 dimineața lucram. Tu ai fost în curs cu Anatol Guzi uh -huh. cu Olesia uh -huh. Sfeclă. Ați fost un curs bun, gustos, mustos. Cred că acolo au afertă bine toată creația și toată nebunia asta. Cum v-ați simțit împreună? De ce momente mai puțin frumoase îți amintești Da, erau frumoase. Nu, n-am avut niciun momente mai puțin frumoase. Adică toate, toate erau frumoase. Eram... Am, chiar am avut o, o, studenție foarte, foarte frumoasă și foarte plăcută. Cel mai nebun a fost uh, doamna Victoria Melnic, mai aici dat skip. Eram uh, anul 3, mi se pare, și am făcut frigărui în curtea Academiei în spate. <laughs> <laughs> și am făcut, uh, deci mergea orele tot, nimeni nu, nu, știu cum, nu ne-a văzut sau ne-a văzut și nu ne-a zis. Dar nu mirosea frigărui. Habar n-am. <laughs> Și am stat până, până dimineața, am intrat pe fereastră. Și a doua zi a venit domnul Ion Butucea cu comisia, s-a uitat la noi toți, a spus că ne-a dat afară din academie. Și ne-am zis bine, bine și nu ne-a mai dat afară, ne au iertat. Da, cu scuze sau. <laughs> Doamna scuze. Victoria, ne pare rău de acest caz. Da, oricum frigărui mai faci. Da, 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 da. Numai că nu la academie. Foarte bine, ați schimbat locația, da. Acolo te-ai făcut gospodar. Uh, nu, acolo deja n-am mai, mai fost gospodar. Până atunci eram gospodar, până a venit la Academie. După asta, cam abilitățile de gospodar au cam dispărut. Nu aveai timp pentru ele. Uh -huh. Merită să faci o Academie de Arte? Merită să faci o actorie? Crezi că toată dedicația ta și-a meritat efortul? Uh, eu cred că e foarte personal pentru fiecare în parte. Pentru mine a meritat, fiindcă tot ce, ce fac acum se trage de, de acolo, din, din, academie. Ceea ce am învățat acolo, deprinderile care le-am avut acolo, cred că totul vine de, de, acolo, de la educația de acolo care am primit-o, de la cunoștințele care le-am întâlnit, de la oamenii cu care am lucrat împreună, de la toți. Cred că suma tuturor este ceea ce fac azi. Ceea ce te-a format astăzi. Da, da, noi am avut mare noroc la cursul nostru, Profesora noastră a fost Nelly Cozaru, profesoră de curs și ea ne aducea foarte, foarte mulți profesori la curs, câte jumătate de an, un workshop de două săptămâni. Și am avut, am trecut prin mâna la foarte mulți profesori care uh, erau foarte diferiți, vedeau uh, arta foarte, foarte diferit. Și asta ne-a făcut să noi, ca să ne formăm așa multi, multi, multilateral și să ne alegem nișa noastră sau direcția care ne place nouă. Deci n-am avut un profesor care a zis teatrul este așa și punct, altfel Ați nu avut e posibil. mai, și mai, da. multe, și mai multe și mai multe viziuni, mai multe viziuni care chiar se contraziceau unele cu altele și asta ne-a făcut să Aveți de unde alege. Să avem de unde alege și să ne formăm singuri opiniile. Și asta a fost cred că foarte, foarte bine. În ce roluri erai mai mult implicat în Academie? tragice, dramatice, comedie, da, da. care era stilul tragice, tău? Tragice, dar nu e stilul meu, ce, ce mi-a dat profesorii, nu eu am ales. mai mult tragedie? Da, 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 comedie. Bun, erau și momente, nu, erau și comedie, de fapt, Dar Regele Moare erau o, o tragicomedie, cred că. Tu și Olga ați avut ocazia să jucați pe aceeași scenă, să fiți colegi? No, no. Da, nu, nu. Da, te vezi undeva? Nu exclud, dar nu stăm acasă și visăm să ne vedem dacă o să fie... Până la urmă e un proces de lucru, nu vedem asta ca pe ceva care o să ne ajute sau e o oportunitate pentru noi. Eu cred că fiecare ne facem treaba bine cum suntem și dacă această profesie într-o zi o să ne unească, o să ne unească. Nu să trebuiască să lucrăm, nu să ne bucurăm de momentul că suntem împreună. După Academie, tu foarte puțin ai lucrat în actorie. Mm -hmm că două luni la Teatru Eugen Ionescu sau uh, care a fost? N -n, nici nu mai ți da, două, trei luni mi se pare că la Teatru Eugen Ionescu am lucrat și am mai lucrat pe proiecte cu Teatru Spălătorie, am mai colaborat. De ce așa puțin? Eu am, am prea multă energie ca să... Și prea puțin de lucru aveam în teatru, cred că, ca să și aveam undeva nevoie să să dau afară această energie și probabil de asta, asta e unul din motive. Altul nu îmi placeau spectacole în care jucam, nu mă regăseam, adică nu, nu eram fericit, nu era locul meu acolo probabil și, și de asta și de asta m-am dus din teatru. Și unde te-ai dus din teatru? Care a fost parcursul tău după asta? După asta am între timp am colaborat ceva ani cu Teatrul Spălătoriei, am făcut câteva spectacole am avut și turnee, adică, dar era așa, nu, nu era un teatru instituționalizat unde vine cu carticică de muncă, era angajat. Eram așa, ne strângeam noi pe proiect, făceam două, trei luni, concepeam un spectacol, după aia, o dată în săptămână, o dată în lună, depinde când și cum, le jucam. Adică era mai mult part-time decât full job. Asta era ceea ce îți umplea ție sufletul, da, starea ta da, interioară. Da, 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 da. Dar ca partea financiară uh -huh. tu ți-ai asumat uh, să fii șofer de curse lungi uh -huh. și să duci colete, să aduci da, colete. Da, da, Roma, asta a fost timp de 2 ani? Uh, asta a fost chiar din 2013 după ce am uh, absolvit Academia de Arte, dar o făceam mai rar. Făceam doar vara fie când aveam timp sau când și cum. De în vreo 2015 mi se pare că 2015, 2000... Da, de pe vreo 2015 până în 2018 cam o făceam aproape săptămână de săptămână. Bun, de vreo trei ori pe săptămână mă duceam, adică lipseam de acasă aproape lună. Cât de mult rezistă Ion la drum lung? Rezistă, că e tânăr. Da, cursa Chișinău-Roma mai era înlocuit cu cineva la da, drumul da, acesta da, da, sau da, da, eram, tu singur? Nu, 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 eram doi, minim doi șoferi. Adică ne schimbam. Unul mergea cinci ore, altul cinci ori și tot așa. Pe lângă asta, că ești un regizor bun, tu ești un șofer de calitate. Da. Cum este mai bine Depinde, la volan? Depinde, știi cum, uh, un șofer începător ar zice că sunt un șofer foarte bun, un șofer profesionist cu staj de 50 de ani, ar zice că sunt un șofer prost, probabil, nu știu. Cum e experiența ta la Vali, acolo uh -huh. unde te așteptau uh, toți ai noștri să le dai pachete din Republica Moldova, de acasă, de la mama. Pentru mine a fost o experiență foarte importantă, fiindcă noi stând în teatru, fix așa cum stau eu acum, picior peste picior, și cu țigara în gură, și abordam subiecte serioase, subiecte, mi se părea că noi știm totul, că uh, suntem experți în fiecare domeniu, dar cum, cum e posibil, cum corupția înflorește Moldova, cum uh, oamenii pleacă peste hotare și lasă copiii și tot așa. Eram, așa, profesioniști în discuții. Ne dădeam tare. Și, după ce am fost și am văzut realitățile așa cum arată, am înțeles că nu știm absolut nimic, nu știm cu ce trăiesc acești oameni, nu știm care sunt greutățile lor și de ce se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă. Și nimeni nu face asta din proprie dorință sau fac oamenii din necesitate și din disperare. Și asta aceste curse m-au adus foarte mult cu picioarele la pământ la ceea ce ține de problemele cu care se confruntă oamenii, nu doar cei plecați, care se confruntă oamenii de acolo, care se confruntă oamenii de aici. În general am început să văd, să percep viața altfel atunci cât eram la academie, cât eram în teatru, noi trăiam într-o bula noastră și ne spărea că știm totul așa de pe fereastră, ne uităm afară. Dacă ești acolo afară, în mijlocul oamenilor, percepi lucrurile cu tot altfel. Și, și poate datorită la asta, și am început să, să fac film. Fiindcă am început să văd lucrurile mai profund. În, uh, nu, mai profund din teren. Nu știu dacă mai profund e cuvântul potrivit. Să văd lucrurile. Realitatea. Realitatea să nu o vezi de sus, acolo, dintr-o parte, din scaunul tău, mult dar acolo cu ei să fii. Am avut ocazia doar să văd cum lumea primește pachete aici, la Chișinău, cum uh -huh. se bucură de pachete mari, bani. Cum primesc cei din Roma pachetele de acasă? La fel. Cu ce emoție? <laughs> la fel cum moldoveanul de acasă abia așteaptă să vadă Pasca panetone, fix așa e. Așteapt cu nerăbdare moldovenii de acolo să primească brânza de vacă, castraveții murați, sticla cu vin și tot așa de acasă. Deci, pentru ei, tot ceea ce e de acasă e, e de preț. E sfânt. Da. Oamenii sunt destul de. Au trecut prin atâtea greutăți că deja au o imunitate și nu mai plâng atât de ușor. Dar. Felul cum se comportă, felul cum arată, vorbește foarte mult despre drama pe, pe care o au. Oamenii acolo nu mai cred în lacrimi, oamenii acolo nu se mai vezi plângând. Ei plâng acasă în piernă când nu-i văd nimeni. Dar când vin la tine, vin cu dispoziție și, și maschează tot ceea ce ce țin ei. Oamenii trimit foarte mulți bani sau sau materiale de construcție acasă, construindu-și aici o casă, pe când deja aproape tot familia lui este acolo și se gândesc, da, oare pentru ce mai construiesc eu această casă, dacă noi toți deja suntem aici, acolo nu mai este nimeni. Și este o casă în Moldova, pe fundalul la multe case deja părăsite, este o casă frumoasă, făcută după ultima tehnologie, dar în care nu trăiește nimeni. Dar ei se pun cu tine în discuții, stați la vorbă, te întreabă, sunt deschiși, prietenoși. Da, 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 sunt foarte prietenoși, da, sigur, toți întreabă. Cum la Moldova mai e un și mai eu de acolo, mai s au ridicat prețurile, așa, ei trebuie să mai stăm aici, cred că greu, e greu, trebuie să ne aduc și copchii, de-a mai cas mari. Cel mai mult mă miră că același moldovean, el fiind în Moldova, merge pe drum și nu te cunoaște. Mm -hmm. Dacă nu ești în Italia, mm -hmm gata, sunteți prieteni. Uh -huh. Am avut asemenea experiență, probabil la tine repetat. O să, o să fii și tu așa, dacă o să fie cu. Te împreitănești mai ușor. Fiind printre străini, sensibilitatea la spiritul național crește foarte tare. Noi aici, când stăm pe loc, noi suntem obișnuiți cu Moldova, noi nu dăm importanță, nu dăm importanță la foarte multe lucruri mărunte, dar fiind acolo printre străini, orice detaliu, orice Uh, orice ce este de acasă, fie om, fie un obiect, fie orice, te adă, ești mai sensibil și vrei să stai de vorbă cu el, vrei să ții în mână ceea ce e de acasă. Adică lucrurile se schimbă. Uh, dar, pe urmă, se schimbă și acolo lucrurile. Din moment ce comunitatea devine foarte mare, lucrurile iarăși devin la fel ca acasă. Unde este o comunitate mică, oamenii sunt mai. Uh, Uh, comunică mai mult între ei, se susțin mai mult unii pe alții. Când comunitatea deja vine mare și în țara respectivă deja se mai formează o Moldova, deja sunt ca acasă. Da, ai ales să faci aceste curse lungi din motiv financiar? Uite, eu uh, niciodată nu mi-am pus uh, problema că uof, o să fost fiu actor și nu o să am bani. Adică eu întotdeauna am fost conștient că din actorii nu o să faci bani și eu o să trebuiască să mai fac altceva adică eu niciodată nu m-am plâns pe salariul care l-am în actorii, care l-am avut când niciodată l-am avut de puțini ori uh, și eu întotdeauna știam că trebuie să mai fac ceva pe alături întotdeauna, adică nu, nu m-am dus din cauza, o factorie e greu și din cauza asta eu am să mă duc am să mă sacrific pe mine și am să mă duc în Italia și să știi toată nu absolut deloc, m-am dus fiindcă ăsta era un job care puteam să îl fac și puteam să le combin pe ambele și aici și acolo și câștigam ok din cauza asta, da, da, da. La aceste curse lungi am mers cu tine vreodată Olga? Nu, n am mers niciodată. Da, te sună și face grijă. Da, Cum este doza asta de... Noroc, acum avem telefoane și internet pe tot drumul și putem discuta mereu. Mereu ne sunăm. Când trecem vama, ne sunăm. Când am trecut România, ne sunăm. Când ajungem în Italia, ne sunăm. Ne sunăm, oricum ne e sunăm periculos atunci. acum să te pornești la drum, auzi fel de fel și e bine a, când te asiguri. Aici probabil ea poate spune mai mult cât de mult s-a a simțit dacă e periculos sau nu. Noi fiind în drum nu, nu vedem că e pericol, noi hai că o să ajungem cu bine, tot o să fie bine, dar ea cred că știi mai bine cât de tare a retrăit sau cât de tare își făcea griji. Eu nu pot să înțeleg asta, pentru mine tot e ok, tot e bine, dar nu mai ea cum cum se simțea. Etapa cu drumul, tu l-ai început probabil acum sau poate mai înainte, dar vreau să zic de unde eu te cunosc. Uh -huh. Asta a fost cu vreo 12-13 ani în urmă, când tu aduceai coletii în clarezeni. Da, da, da. Tu cunoști munca asta, pâinea asta, încă de mic, când ți-ajutai părinții. Da, 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 de, de mic copil, da, eu de minor lucram. Și îți făceai bucățica ta? Îmi făceam capica de mic. Ca de mic. <laughs> îmi amintesc cum tu aduceai pachete și bivol <laughs> și trebuia da, am eu, da, și mi îmi plăcea foarte mult mie chiar de mic îmi place să, să și, și să-mi câștig singur existența adică asta chiar era o plăcere pentru mine tu aveai o gașcă sănătoasă, încă da, toți da, de la băciuai, băieți buni, bravi, înalți, frumoși. Ce mai la faci? Oh, ce mai face gașca ta? <laughs> ce mai fac? S-au împrășteat majoritatea prin lume, fie prin Europa, fie prin America, care și cum s-au aranjat la casele lor. Și am rămas câțiva, nici mai nu știu, cred că suntem vreo 2-3 care au rămas în, în Moldova au plecat. Voi vă ajutați atunci unul pe altul, Veneați cu plinul și cu da. pachete da, și cu mulți Da, eram o, eram o gașcă unită. Da, da, da. Cum a fost tinerețea? Cât de solicitat ai fost tu și de fete și de prieteni? N-am fost cel mai solicitat de fete, cred că nu pot să mă laud că eram... Uh, da, eram o gașcă unită care petreceam uh, timpul uh, foarte bine împreună și chiar am avut o o copilărie și o adolescență bogată în care am încercat de toate și deja la maturitate am început să-mi caut de treabă nu eram de genul care of, n-am reușit în copilărie și vreau amus, mă distrez, vreau să... mi-am luat doza de distracție și de tot ce este nou în anii de adolescență. Dacă mi amintesc, că tu aveai motocicletă, tu ai venit la răzini cu motocicletă. Și mașină, da, da, da. Tu erai băiat, glamuros, Cred că... Când mergem motocicleta lui om prin sat, <laughs> <laughs> cu ceria toți fetele de la stadion. <laughs> da, eu la 18 ani am vrut să-mi iau motocicletă și tata nu a fost de acord și eu am zis că eu am să singur. Și am strâns singur bani, eu lucram în mai mult, aveam mai multe joburi pe atunci. Și și am strâns, bine, n-am strâns chiar toată tot suma, am strâns vreo 70%. Și toată văzut văzut că am strâns și zis, hai, îți mai dau eu și. El era eu îți cumpăr mașină decapotabilă dacă vrei. Uite, de capotabilă, să, să nu ați mașină, nu mă să nu fi și eu zic, Tu, dacă vrei, cumpăr, eu să-mi cumpăr motocicletă. Tu ai insistat să fii motocicletă. De da, ce? Da, da. Așa am vrut eu. Dar părinții au considerat că este mai periculos. Normal și eu sunt de acord cu ei. Acum. Acum. Tu abia acum înțelegi da, da. grijile părinților. Da. Da, o mai ai motocicletă? Da, sau? da, sigur că am. Îți păstrezi în ierița da, da, nu vreau în vreau garaj. Să văd da, da, da. Este vreau aceeași să... motocicletă care ai cumpărat-o tu la 18 da, ani? Da, da, da. Leo va merge cu tata cu motocicleta. Da, da. Da, chiar nu, mai, mai, mult și prieteni și tata îmi spune: hai, poate o vinzi, ce-o ție, nu, nu, asta trebuie să rămână. E, un, e o chestie mai personală, nu, nu, nu e vorba doar de cât costă acum sau Adică poate să stea acolo, deși eu n-am mers cu ea de foarte mult timp, cred că am vreo trei ani, pur și simplu nu am timp, dar las-o să stea acolo, eu o să vină ziua când, cred că vara viitoare am să o scot iar. Noi nu ne-am așteptat <coughs> atunci când tu vei merge la actorie. Știu, nimeni nu s-a așteptat. Cum ai făcut această alegere? Cum, eu cum am mai zis, din, de când eram minorul, lucram. Dar uh... din coletii la actorie... Dar eu nu numai cu eu și Kelner, am lucrat, și barman am lucrat, și business făceam la negru și tot am încercat. Pentru, pentru vârsta aceea care o aveam eu atunci, pentru necesitățile care eu le aveam, eu făceam destul de mulți bani. Dacă am reușit să strâng bani pe acele timpuri de motocicletă, atunci o motocicletă costa cât o mașină. Bună mașină, nu o mașină veche. Și am ajuns la un moment deja aproape de 18 ani când mi-am dat seama că uite, pot să fac bani, dar simt că am nevoie și de, de niște cunoștințe, vreau ceva mai mult decât bani, că bani pot să fac și am să fac și deja nu, nu mi-era interesant să, să, pot să fac doar bani. Și nu știam ce să fac, pentru că eu cu școala aveam o problemă, mie nu-mi plăcea la școală. La mm. școala din Băcioi? Nu, eu n-am învățat în Băcioi, eu în Băcioi am învățat clasa 1 și a doua, în rest am învățat în Chișinău am absolvit liceul 3 ani din Chișinău. Dar nu îmi placea la școală, nu, nu puteam eu să stau în bancă și să stai profesorul să povestească despre Mihai Viteazul. Nu era al Nu puteam și gata. Mă impuneam de mai multe ori, mă impuneam numai ca să pot răspunde ca să-mi iau nota să nu rămân în clasă. Adică și foarte greu, eu stăteam două, trei lecții și gata, de mă mânca, nu puteam să stau. Și era o problemă că de aici să, când deci vreau să am alte cunoștințe, dar deci nu prea îmi place școala. Deci abia o să mă duc, dar să fac o... Nu eram genul de om care mă duc la universitate, că să am și eu universitate terminat și gata. Adică eu eram gata să nu fac universitate dacă nu, dacă nu, nu o să-mi placă. Și iată așa m-am dus la actorie, fiindcă acolo știam că orele nu se fac în bancă, lecțiile sunt mai mult practice decât teoretice. Și, și așa am ajuns la, la, actorie. Și la actorie și la academie apropo la fel, la, la lecțiile practice am avut întotdeauna note bune, numai 9 și 10 dar le, la lecțiile teoretice iar aveam 7, 6 adică nu... E greu să înveți pentru un 7 la teorie? E, pentru mine da nu, nu știu, șase eu de câte ori mă lupt și acum am lupt cu asta, dar nu-mi nu place mie teoria și gata, nu pot să... Dacă vii și tai și la mine, mai bine ia mă de mănunță, dumă, arată și eu acolo înțeleg, văd, dar când mi se povestește, numai și mi spune, n-am răbdare. Din păcate. Curioasă lucru. Deși ai o memorie bună, iubești să înveți textele și nu le rății. E parte din lucru, adică când eram bun, când făceam actorie, acum nu mai am, nu am nevoie să țin minte texte eu. Dar n-am o problemă cu memoria, da, da, da. Pot să învăț. Cât de mult s-au implicat părinții să te impună, să înveți, să ai note mari pentru dâns și era asta important? Nu, nu era important și chiar nu s-au implicat. Părinții mei până în clasa 9 cred că au fost la adunări, după asta în liceu deja eu le-am zis mama, tata, eu singur am să mă lămuresc cu școala, voi nu vă faceți scriș. Vă rog frumos, un kilometru în raza școlii mai bine nu vă duceți. Acolo îți mă era frică că vor fi mustrați pentru da, tine? Da, da. Nu mi-era frică. Mi-era mai mult milă de ei că vor fi mustrați. De frică nu mi-era frică, dar nu vroiam să fie mustrați. Părinții tăi sunt moderni. Ei sunt, așa, cu timpurile de azi. Da, Cât da, de da, mândri da. sunt de tine? Probabil sunt mândri, nu știu, când le-am zis că am intrat la actorie, eu nu le-am zis că eu mă duc la actorie, le-am spus după ce am intrat. S-a uitat așa ca, ca la un bolnavior, dar, știu, ea nu o de a și și să-i facem. <laughs> dar de ce bolnavior? Nici ei nu s-au așteptat, a fost nu, o reacție. Normal, dar de unde să se aștepte? Adică n-am avut nicio o tangență cu asta niciodată, nu cine te-a trimis acolo? Care a fost primul gând? Omul care ți-a ieșit în cale și a zis că Ion, la actorie nu se învață mult. Dar nu mai țin minte cine mi-a spus. Eu, eu, am început atunci să vorbesc cu, cu Maia Grosu, era actriță la, la Eugenia Onescu. Făcut să-mi cunoștință, țin cu ea. Și țin minte că ea mi-a zis vezi că e ca de la Academiei de Arte, așa, așa, așa sunt. Și apropo, mi se că eu prima, prima dată am fost la un examen de-a tău. Serios? Da, da, da. Tu erai nu? Întâi? Nu. Mi-am adus aminte. Așa am aflat de Academia de Arte. După asta am aflat că tu înveți acolo și te-am rugat pe tine să-mi spui când este un examen. Și eu când am fost, n-am fost la tine la examen. Am fost la cursul regretatului Vlad Ciobanu. Aveau fragmente sinistătătoare. Și am fost... Tu m-ai invitat, dar a fost la ei, nu la tine la examen gata, mi-am adus și a fost în cabinet 122 atunci e, a, examen. Probabil, uite, da, nu da. mi-am amintesc Era dar am avut lui... și eu un aport în toată asta, da? Sigur. da? Da, da, Deci da, nu m-am gândit, Ioan, deci nu m-am gândit cum se întâmplă. cu pachetele la rezi. Tu știi să gătești, printre altele? Uh, nu sunt uh, mare bucătar, chestia așa, felul 2, ceva, ou prăjite, un steak, un cartofi, adică zeamă și borș încă nu m-am apucat să fac. Ai zis <laughs> borș, m-am gândit la like, Ion Borș. M-am gândit că e <laughs> Am Apropo, dar referitor la familia ta, se făceau glumii pe când erai mic, gen, ești mm, borș? Nu, nu prea mi-aduc aminte. Chestia așa de borș, uh, hai cu borș să mâncăm un borș sau ceva de genul ăsta, dar n-am avut niciodată complexe din partea uh, familiei mele, adică nu n-am avut glumi foarte așa care să mă să le țin minte toată viața. Adică chestii așa de, de copii care mi, mi, au plăcut întotdeauna, nu m-am simțit în niciun fel. Din spărarea, ai știut mereu să faci glumi și să le iei ușor? Dar n-au fost spărare chiar, adică nu am avut chestii de spărare. Din contră, era, era amuzant pentru toți și pentru mine. Au venit și sușele și sper că sunt deja pe Dar mă bucur că ei foarte mult au insistat să le aduc proaspete, exact în timpul discuției noastre, chiar dacă eu mi-aș fi dorit să fii la început, dar faptul că ții la calitatea asta foarte mult contează, înseamnă că ele acum sunt numai bune de, de savurat și de mâncat. Dacă au venit, haideți să, să vedem cum sunt uh, sușele de la Iesușe. Tocmai patru. Hai să vedem. Câte Ioan, două la fiecare. Chiar te rog, hai să le deschidem. Trebuie să le deschidem, da? Și să vedem ce este aici. Marș. O... Uite cât e, e bunătăța. Uh -huh. Am reușit să, să mâncăm. Și mulțumesc că ai insistat să închidem cutiile. Tu, dacă le vezi deschis, îți mă trage la mâncare. <laughs> Discutam despre familii, despre colete, despre Italia, despre diasporă. Și aici vreau să vorbim un pic cât de deschis ești sau cât de deschisă este lumea să te duci cu filmul tău carbon acolo, în diasporă. Avem neașteptat de multe cereri în diasporă să... Să arătăm filmul. Și deja de câteva zile lucrăm la asta intens. Am făcut și un mail unde oamenii să trimită solicitările. Noi deja facem programul unde putem merge, când, cum, pregătim filmul. Avem nevoie pentru asta. Deci, dragi oameni de diasporă, nu putem veni cu filmul la așa flash totuși este nevoie de un cinematograf profesionist în care îl putem arăta. Trebuie doar să găsiți în orașul vostru ori dumneavoastră, ori dacă sunt operatori culturali moldoveni sau care au o asociație acolo și deja cunosc în orașe infrastructura. Avem nevoie ca filmul să fie arătat într-un cinematograf și deja pe mai îl vedem toate, toate detaliile când putem veni și cum. Doriți să fie totul de calitate, să da, nu vă duceți cum pe ori cu un ecran, cu un stick, nu bună putem. ziua. Noi putem și să vrem, dar nu, nu ne putem permite, fiindcă avem într-un format anume și într-o calitate anume filmul și chiar nu îl putem arăta la bar, la vasări. E foarte important și cum te poziționezi și faptul că voi v-ați luat statutul acesta, îl duceți până la sfârșit. Nu, vezi, este, este, păcat să faci filmul într-o așa o calitate, ca după asta să nu poți primi plăcere de la ea. Adică nu, chiar nu putem să-l să arătăm așa. Ți-a fost mai ușor să ajungi la cei din diasporă, din moment ce tu ai lucrat o perioadă aici? Nu, nu, absolut deloc. Este, în diasporă este cerut filmul și nu eu. Deci oamenii vor să privească filmul, nu să-l vadă pe Ioan da, are legătură? Asta, nu probabil s-a deschis legătură. asta drumul sau nu? La câte cereri sunt, nu, nu are. Eu am avut ceva legături cu diaspora din Italia și anul trecut am făcut cunoștință cu câțiva oameni din diaspora din America. Adică nu pot să zic că noi avem cereri și din China și Germania și Franța și sunt orași care nici nu le cunosc măcar unde se află pe glob. Și în Africa, peste tot. Și chiar, adică, are legătură directă cu, cu filmul, nu, nu cu mine. Datorită cui, sau datorită la ce, crezi că ați reușit să dobândiți atâta încredere și atâta admirație din partea moldovenilor? Este un compliment, în primul rând, mare pentru toată echipa. Datorită, cred că sincer, sincerității cu care am făcut acest film, chiar am fost foarte. Am încercat să fim foarte onești și, și foarte sinceri cu ceea ce facem absolut toți. Acum vorbesc de toată, toată echipa. Nu doar de, de oameni de șefi de departamente sau de toți, absolut toată echipa a lucrat cu drag și unest și sincer la acest film. Și această energie probabil se, se transmite și pe, și pe ecran. Și prin asta probabil am, am câștigat. Simți un pic de naivitate în acest film? Da, da, e multă naivitate acolo unde o vezi? Ai mai schimbat ceva dacă ar fi în puterele tale acum? Mm, uite, nu știu la ce te referi anume, dar acest proiect a început dintr-o naivitate, că eu am vrut să fac un film de metraj, adică asta eu, acum mi se pare o naivitate. Acum, Și... atunci îți părea, acum de fapt îți pare deja real. Nu, acum, atunci mi se părea ceva serios, că eu doar ferești să fac, dar acum nu m-aș mai apuca încă o dată să fac așa cum am făcut atunci. Fiindcă e periculos, poți să nu ajungi până la capăt. Dar am ajuns. Am avut noroc și am ajuns. Noi am selectat șase fotografii în șase ipostaze diferite, așa că trecem la etapa, sincer, foto. <laughs> Începem cu lista asta de fotografii. Dacă tot vorbeam despre filmul Carbon, nu plecăm departe. Am ales fotografia ta uh -huh, uh -huh. și cu Leo. Da. da. Cât de mult s-a implicat Leo, piciul tău, în crearea acestui film și dacă te-a motivat el cumva mai mult? Uh, Leo s-a implicat din burtă. Uh, eu aveam câteva piese care. Când lucram la scenariu sau când lucram la, la, în preproducție. Eu, Olga era însărcinată atunci și era pandemie, și lucram de acasă mereu. Și aveam câteva piese care le puneam, care cream ritmul scenelor, care aveam niște chestii și eu le ascultam de atâtea ori că Leo deja din burtă le știa și îmi da, semne când auzea piesele care le... El reacționa da, cumva reacționa, prin bătăi. Da, 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 reacționa deja la aceste piese. După asta implicit a fost destul de activ și la montaj. Eu când Noi când montam cu Sergiu Barajin. Leo de multe ori era cu, cu mine și stătea cu noi la montaj. Cum ești tu, tătic? Iubești în tăcere sau exagerat? Tata meu zice întotdeauna, copiii trebuie iubiți seara când dorm. Nu știu, eu îl iubesc mereu. Știi că în îl iubesc, măsură. Dar știi că și... <laughs> Poți uneori să fii mai sever, să da, pui da, niște da. reguli și da. el are frică de tine? Nu, nu are frică, dar cine înțelegem? Este cel care pune regula în casă. De cine el cumva se teme mai mult? Bine, când zic se teme, nu este vorba de vărguță. Dar uh, cine este mai autoritar? Tu sau Olga? Mm, nu știu, mi-e greu să zic. Amândoi, nu... Suntem amândoi egal. Nu, nu este că de unul se temi mai tare și nu unul iubește mai tare sau... Pe, pe, el e foarte atașat de, de, noi ambii. El, noi ieșim câteodată la plimbare și el vrea să fie la plimbare și spune și mama și tata nu ies el numai cu mama sau numai cu tata și se meargă prin parc și ține și de unul de și de a doilea de mânuți, nu cumva numai cu... Să piardă pe cineva. Ziceai că de să spui lui Leo că iubești. Cât de des ai auzit tu asta de la tatăl tău? Nu știu, de mai puțin ori cu siguranță. Dar așa erau timpurile, adică așa era educația, așa erau timpurile, nu... Dar nu, faptul că nu mi-a spus asta nu înseamnă că nu am simțit. Adică eu am simțit din partea la ambii părinți afecțiuni și dragoste, chiar n-am dus lipsă de asta. Eu acum îmi dau seama că, nu știu dacă ești singur la părinți sau mai ai frați Mai măsor, mai măsoră mai mare cu trei ani, Natalia. Ai luat bătaie uneori? De la ea? Da. Nu, de la părinți, de la ea nu. Dar se întâmpla ca părinții cu o să-ți dea niște sfaturi, că tu nu le înțelegeai din cuvânt. Și cu vărguța, și cu mătura, și cu și ai cu covarele, și cu udlinitele, și cu tot. Și crezi asta că e sănătos când un părinte aplică violența asupra copilului? În primul rând, eu am fost un copil, nu cel mai comod copil. Am fost destul de problematic. faceam foarte, foarte multe năzbătii. Și serioase și mai puțin serioase, dar făceam mereu. Nu pot să zic că am mâncat bătaie exagerat, Adică mă loveau ei, cu tot ce le pica sub mână, dar nu a fost asta. Din contră, eu chiar mă distram câteodată. Spuneam, nu mai nimerit, nu mai nimerit. Adică încă, încă jucam la nervi. Adică, da, mă bătai, dar n-am o problemă cu asta și au fost la locul ei. Le De mulțumești și... azi pentru asta? Pentru a, felul cum te-au educat? Eu, eu le mulțumesc pentru libertatea care mi-au dat-o în, în educație. Uh, și mai puțin uh, uh, mă interesează câte, uh, câtă bătaie am primit. Mă rog, bătaia care am primit-o nu a fost atât de... Încercau și măcar cumva deja nu știu eu cum să mă mai stăpânească, cum să mă mai pună la locul meu. Dar uh, eu am avut noroc de o libertate în care mi niciodată nimic nu mi s-a interzis, mi niciodată nu mi s-a spus că o să te duci doar acolo sau doar acolo, niciodată nu mi s-a spus o să te joci doar cu vecinul cu colegul de la școala acesta sau acesta, adică eu pun școala am putut să o schimb când am vrut eu și să vin înapoi și am interacționat cu oamenii, cu societatea, cu cine am vrut eu, niciodată nu mi-a spus sau nu am fost impus nimic, trebuie să te duci la pian, trebuie să te duci la not sau dacă doream să mă duc, mă duceam, dacă nu, nu, adică... Un băiat liber. Da, și asta... Dar când, când s-a întâmplat că mama ta să plângă din cauza ta. De multe a fost așa o situație? Da, 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 da. de multe ori a plâns Nu la școală neapărat. a fost și eu spus că te-s și nu ascult și nu învăț. Prin sat am mai făcut nebunii, mai și trebuia să plâng săracă. Au fost, au fost mai multe cazuri când... La replica, nu mă fă de rușine în sat. Ei, când auzam replica, tăți copchii ca copchii, numai eu. <laughs> da, numai da, da, numai eu. <laughs> da, da, da. Dacă leu ar fi așa, tu cum ai reacționa? Nu știu, trebuie să ajung să-mi dau seama, dar m tata, din cât știu, el era mai el nu era atât de deranjat de comportamentul meu tata spunea întotdeauna la mama las el încă e cu minte față de cum eram eu de <laughs> și leu o să fie mai cu minte no, decât uite, ai fost tu. Uh, în primul rând mama vine dintr-o familie unde bunelul meu era foarte autoritar în care cuvântul lui era lege tata vine dintr-o familie în care, la fel, educația a fost mai, mai relaxant față de mama și probabil de asta mama și mai mult retrăia și plângea, fiindcă era de cum s o spus, așa trebuie să fie. tata nu era așa și eu cumva probabil am preluat mai mult din, din genele lui tata și eram așa mai, mai libertin și mai... Adică mie niciodată în viață nu mi-au pasat ceea ce spune lumea. Totdeauna făceam cum vroiam eu. Indiferent ce se vorbea, ce se. O altă fotografie <coughs> este tu, probabil într-un uh -huh. spectacol. Da, spectacolul Regele Mare de la Academia anul 4. Care a fost rolul tău aici? Uh, am avut. Uh, S-a montat o piesă de uh, Regele Mare de Eugeniu Unesco și am montat-o cu profesori. A fost spectacolul de diplomă cu care mi-am aparat licența, probabil. Da. Și cum? Care a fost rezultatul? profesorii spun că bine. Ce notă ai luat tu la actorie? Zece, probabil. Zece? Da, da, da. Cu siguranță doamna Cozaru este mândră de tine acum și a fost <laughs> la știu, film? Da, 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 a fost. Da, a fost. Ea întotdeauna își lasă impresia. Sper că da, ai da, reușit să -o, o auzi. Da, mi-a dat un feedback foarte constructiv și mi-a făcut o analiză frumoasă. Și pentru asta îi mulțumesc. Altă fotografie este uh -huh. tu, Mire, da, da. Olga Mireasă. Da nunta voastră a fost tot ca un film? Da, eu știu cum. A fost o nuntă frumoasă. A fost o nuntă micuță, cu câțiva zeci de oameni, cred că până în 25, nici nu mai țin minte. Și a fost la natură, ne-am simțit noi bine, n-am făcut după tradiții, n-am făcut nimic. A fost o, o sărbătoare în care, în primul rând, noi ne-am simțit bine. Și invitaților le-a plăcut foarte, foarte mult. Ai încercat cumva să ai o nuntă mai tradițională sau nu, 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 ai ținut nu. pe aspectii moderne? N-am ținut pe niciun aspect, absolut. Deci, am avut. Ne-am dus în natură, într-un restaurant din natură, acolo am fost invitați toți și ne-am distrat împreună, fără tradiții și fără nimic. Altă fotografie este tu și Sergio Cumatrenco? Da, da cât de mult s-a implicat el în tot procesul de creație și cum este să faci echipă cu Sergiu? Noi cu Sergiu ne-am întâlnit prima dată pe platou de filmare la Cel lume Minunată, la filmul lui Anatol Durbală. Și mi s-a părut un tip arogant. Și am zis că da, eu în viață cu omul ăsta vorbesc. Serios? <laughs> da, 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 Și uite că am făcut cunoștință cu el mai de aproape la scurtmetrajul Plus Minus 1, unde pe drum a fost și el deja coproducător la acel film, la acel scurt metraj și când am început proiectul Carbon, Sergiu deodată mi-a spus că eu sunt interesat de proiect sunt interesat și am mai ezitat ceva timp până am mai vorbit cu el, până am mai făcut scenariu, până... Și după vreo jumătate de an, uite că am, a intrat și el cu mine împreună pe acest drum. El la fel este producător majoritar la acest film. Și cred că acest film nu arăta astăzi și nu era atât de vizibil astăzi dacă nu, nu era Sergio în echipă. Deci a făcut mult peste mai mult decât erau obligațiile lui să, să facă. Este un partener de încredere cu care nu ți frică să pornești într-un lungmetraj. Și, și fără, fără el nu, nu știu dacă există carbon. Este unul din stâlpii acestui film. Sergiu, îți trebuia să auzi asta. Eu sper că tu ai să vezi. <laughs> nu, chiar chiar contribuția lui atât la acest film cât și la, la industria cinematografică în Republica Moldova este foarte mare. Așa cred eu. Asta e doar părerea mea. Altă fotografie. Asta da. de unde luat? Am găsit-o eu. Mhm. Mm cum este de pe motocicletă, pe cal? Mie, în general, îmi plac sporturile extreme. Nu știu dacă călăritul este un sport extrem. Dar tot, tot ce ține de, de sporturi extreme îmi place foarte mult. Acolo eram la, la odihnă, nu știu, în munți, în România, probabil. Vreo șapte ani în urmă. Da, ai călărit pe bune. Îți place să no, te aventurezi și te lupți cu vântul? Am călărit atunci de atunci n-am mai călărit. Adică nu, nu am un hobby din asta. Am avut atunci posibilitatea că era aproape. Atunci era, era această fermă de cai și am profitat de ocazie și am călărit. Știi să profiți de ocazie când e momentul potrivit. Da. Se spune că arta, meseria în artă, mai bine zis, se foră. Tu de la cine furi atunci când te apuci să realizezi un film sau un scurt metraj orice nu știu de la cine fur iarăși am să apelez aici la actorie fiindcă eu apelez întotdeauna la asta eu de exemplu când am de rezolvat o scenă sau nu știu ce încep în primul rând de la cine sunt personajele, ce stare au în ce condiții sunt și de acolo pornesc a, a construi vizual cum, cum ar arăta scena, deci nu pornesc de la vreau un cadru, panorama de sus, nu pornesc de la asta, pornesc în primul rând de la personaje și după aia înțeleg, încep să, să înțeleg restul. în rest, uite, la ambele filme am lucrat cu Rubana Gajanian. Urbana Gajanian este omul enciclopediei în ce, ce ține de cinema și îi povestesc în câteva cuvinte, în câteva fraze, uite aș vrea așa, aș vrea așa și el îmi dă referință 30 de filme așa, 30 de filme așa și la care eu mă uit și încerc să înțeleg diferite limbaje cinematografice cum sunt făcute și care mi-a mai aproape mie pentru o scenă sau pentru alta și de acolo încercăm să depănăm împreună cum, cum, au făcut ei, dacă cum vrem noi, dar ne interesează fix așa sau nu fix așa. Și iată așa, din, din mai multe filme încercăm să să analizăm și să construim ce, ce vrem noi. Și să luați de acolo tot ce este mai bun. Da, da, da. da. Filmul vostru, Carbon, deja este văzut de peste 10.000 de moldoveni? Deja mai mult, probabil. Mai mult. Mm -hmm. Există o cifră la care vreți să ajungeți? Uh, noi am întrecut cifra la care ne-am gândit să ajungem. Am trecut-o deja cu mult peste. Și deja nu știu unde să mai tindem, o să vedem, de, nu cum unde să mai tindem, Avem unde tinde, dar în sens că uh, reperul care ne l-am pus din start uh, l-am atins. Dar când l-am pus, nici măcar nu l-am pus eu din start, Sergiu l-a pus din start și eu când am auzit că ei, tu ești fantazior. <laughs> nu, nu credeam. Și uite că și cifra aceea a fost deja atinsă și mă bucur foarte mult, dar uh, nu, ne, nu stăm tare mult... Uh, la bucurie că este de lucru, fiindcă cererea este mare și trebuie să să facem față solicitărilor. Tu ești Zodia Taur? Nu gemeni? știu și am mai spus că nu știu ce zodis. gândiți-vă voi, ești pe 21 mai. Ești Ava la trecerea dintre o Zodie în alta. Da, nu știu. Ai un pic și de Taur în tine și un pic de Gemeni în tine. Cred că. Să luptă aceste două zodii în tine? Nu știu, habar n-am, nu cred în zodii, nu m-am gândit. Nu crezi în ele? Uh, nu. Da. Nu m-am condus niciodată, cel puțin, după, după ele. Nici Eu de Zodii, în general, prima dată -au zis, că am auzit, când am intrat la Academie, acolo toți, înainte de a face cunoștință, te întrebau și zodi ești. Nu-mi interesează cum te cheamă, dar și zodi Eu până atunci am băcioi, zodi așa, asta era o rubrică la televizor. Noi avem o întrebare tradițională și e firesc să nu o trecem asta pe lângă tine. Când ești sincer, ce îți pui cel mai des? Sincer ce, ce cu cred? tine. Uh, sincer cu mine? Eu, când sunt sincer cu mine, ce îmi spun mie? Da. Că mai am mult de lucru, că trebuie să fiu mai ordonat, că trebuie să îmi pun scopuri mai clare. Cam asta discut cu mine. Că trebuie să mai fac timp pentru una sau pentru alta, trebuie să mai învăț. Crezi că nu e suficient? Nu, clar că nu. Am multe, multe de învățat. Dar se întâmplă să fii nesincer? Să te amagești uneori pe tine? Eu, eu cu mine? Nu, nu. Ești critic când trebuie să fii critic? Eu pot să nu, 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 cunosc să fiu sincer, dar câteodată oamenii să spună niște lucruri prea mari despre mine și ca să nu le stric așteptările, pot să tac și dau din cap asta, nu neapărat înseamnă nesincer. Dar cel puțin eu cu mine, nu, niciodată nu am asta. Absolut niciodată. Din contră încerc să fiu foarte, foarte, foarte sincer și să știu locul. Îți pare rău pentru anumite lucruri? Ai mințit la momentul nepotrivit? A fost vreodată? Nu. Ești o carte deschisă? Sau uh, ai secrete? Ai în culise uh, lucruri pe care le ascunzi? Nu, nu, nu. Eu încerc să nu mă pierd în așa chestii, fiindcă eu am atâtea și atât de boimac. La mine în cap e atâta haos că pot să mă trădesc foarte repede a doua zi. Și încerc să evit așa ceva. Ești Bun, conștient. când trebuie să dau o factură, nu știu unii își spun că haideți că am -o în trafic, dar eu stau în pat, ca așa. Dar dacă vorbim de lucruri serioase, nu. Noi avem o căsuță, uh -huh. o căsuță mică, în care o să te rog să lași un mesaj. Am să rog colegii să ne dea o mână de ajutor tare bună idee, scrii un mesaj cât te lasă inima pentru podcast, dar nu mi-au dat cât te a lăsat inima pentru film. Da. Dar da, te rugăm să scrii ceva, ceva care nu semnezi, despre care tu nu ai vorbit niciodată. Să nu citesc. citiesc. <laughs> serioasă? să mă semnez așa, da? No, nu, a, nu semnez. Tocmai asta și ideea că nu semnez vreți să duc. Mulțumesc, mulțumesc. Poftim această spiț. căsuță ne-a dat o, un, un invitat în cadrul podcastului. ului vorba de Roger. Mm -hmm. Și noi încercăm uh, ideea să o creștem și să Bagați. avem în această căsuță lucruri interesante despre invitații din uh, podcast. băgați să și cu cât vă lasă inima, că ați vă <laughs> Asta înseamnă când vine invitatul, îți vin deodată cu plic. Asta e frumos. Ioan, tu în ultima perioadă, sau mai bine zis în ultimile trei, patru săptămâni, ai fost foarte invitat la multe podcasturi, emisiuni și te întrebam și anterior despre asta. Ce nu te-au întrebat oamenii, dar ai fi vrut să vorbești despre asta? Ce s-a pus accent și crezi că s-a pierdut ceva? Nu, oamenii dau aceleși întrebări de obicei, care au fost cele mai grele momente de la filmări, dar care au fost cele mai hazli momente de la filmări și cât a costat filmul. Asta probabil toți mă întreabă. E tu, eu nu te-am întrebat cât cost filmul, vezi? Nu-ți spun. Da, nici nu mă interesează, nici nu mă interesează asta, s banii tăi, faci și, faci și briei. <laughs> nu s-a a tuturor uh, producătorilor. Da, uite, asta te-au întrebat toți, dar ce nu te-au întrebat și tu ai fi vrut? Da, știți, și ea întreabă așa o întrebare. Uh, vă temeți să vă pirateze filmul cineva? Hai, formulează întrebarea asta. Da, deja ai spus-o. Ah. Deci, dragi spectatori care o să vedeți filmul Carbon, vă rog din suflet pe această cale, ca să nu mă mai duc eu cu Sergiu la fiecare proiecție să fac acest anunț, că noi asta facem. Vă rog din suflet, uitați-vă la film și nu filmați ecranul și nu încălcați legea drepturilor de autor. Dacă vreți, eu știu că nu faceți asta din, din eu știu că vreți din contra să promovați, dar când puneți câtici mai de film pe internet, nu? Serios? hai dacă vreți să vi vadă lumea, comunicați, spuneți l și lasă-i să vină. Da, dar nu faci scriscați riscați amendă de 67.000 de lei, deja cineva din Orhei a pățit-o ieri. Urmează o procedură care o să se desfășoare și în urma la asta instanța o să dea verdictul. Nu, nu suntem noi în drept să spunem. Dar vă rugăm din suflet să ne ajungem la instanțele de judecat. Vă rog mult, respectați produsele autohtone și nu nu le puneți pe, pe internet și nu filmați în timpul... Mai ales că filmați o calitate proastă, vă dați seama. Noi ne închinuiți, facem calitate bună și voi puneți cu telefonul vertical, filmați din Vezi din dacă te-am provocat? Ai dat, ea, o... am ai dat ceva din casă, dar în același timp cu o rugăminte și cu un sfat bun. Ioan, eu îți mulțumesc foarte mult că tu ai venit și eu mă bucur că noi am deschis câteva paranteze și despre tine, despre timpurile în care făceai și alte lucruri, probabil la fel de utile ca și cele pe care le faci acum. Eu îți mulțumesc pentru că mi-ai adus întotdeauna coletele de la Roma Cu la drag, Mașina mea e încă orarul e tot așa. <laughs> același program. Același program, da, da, da. Așa că dacă marți ai deprinit, sună. Mersi, mie mi-a plăcut când eu am zis, dăm numărul de telefon și tu mi-ai zis, e și ala de la colete încă. Da, da, același Păstrez număr. același număr dar n-am avut nici să-l schimb. Tu ești fidel. Bine. După un număr <laughs> telefon am dedus că eu sunt fidel. Bine. Să fii, las creadă lumea. Da, credeți. 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 Mersi. Mersi tare mult. Mersi. Nu beți la volan. Noi nu suntem.